aflăm la clubul de culturism și fitness Ulise. Este aprilie 20, afară ninge cantoiul iernii, în sală atmosferă plăcută, imagini cu tineri bărbați lucrând la aparate, trăgând de fiare, cum spun inițiații din domeniu. Între ei, o fată frumoasă, tânără, armonioasă, cu un corp armonios și armonios în toate. Deci vorbesc cu domnul Florin Acuța, constructor de campion de culturism și fitness. El însuși campion de culturism și fitness, o legendă a acestei discipline sportive, așa cum a fost premiată în gala culturismului și fitnessului românesc din decembrie 2016. Și vreau să întreb cum ajunge un sportiv care vine la sala de la Ulise să devină campion. Campion național și medaliat în competiții internaționale, așa cum sunt mai mulți dintre sportivii pregătiți la Ulise. În primul rând, pentru a ajunge să faci performanță, trebuie să-ți dorești. Iar prin experiența pe care o am, simt când cineva își dorește să facă performanță și atunci intervin și eu. Dacă își dorește, atunci ceilalți factori care sunt perturbatori ai unei vieți disciplinate, de la social până la, eu știu, familial sau alte tipuri de activități care sunt consumatoare de energie, se vor ordona și vor face ca cel care își dorește să-și îmbine cât poate de bine toți acești factori către a-și atinge obiectivul în funcție de câtă putere are el și de cât de bine reușesc să-l stimulez să-și atingă vârful de performanță. Dintre mulți tineri care vin la sală cu intenția clară de a deveni sportiv de performanță sau doar de a-și construi organismul altfel decât îl avem noi cei care mergem pe stradă fără să intrăm într-o sală de culturism și fitness sau o sală de forță, câți dintre ei ajung în top? În top ajung foarte puțin pentru că le lipsesc multe din condițiile pe care le-am menționat. La noi, pentru că suntem un club cu experiență în domeniu, avem solicitări foarte mari de la sportivi din foarte multe județe și în direcția aceasta antrenez și la distanță sportivi din București, Buzău, Bacău sau alte orașe mari, care își doresc și n-au unde și atunci ajung probabil la mine pentru că eu îmi doresc să le dau performanță și când îmi doresc eu, apar și sportivi. Am asistat la un circuit de lucru la aparate al domnișoarei, frumoasei domnișoare, despre care vorbim mai devreme, e vorba de Renunța Taban, care este, din câte știu, vicecampioană de zonă și în pregătire pentru campionatul național de culturism și fitness din septembrie, da? Da. Așa. Bun. Face de mult timp culturism la noastră? De 3 luni de zile și asta ar trebui să fie un motiv de bucurie pentru doamnele care își doresc să facă sport mai performant, pentru că atunci când îți dorești cu adevărat, și timpul se poate comprima și poți obții într-un timp foarte scurt performanțe foarte mari. Știu, este greu să faci un pronostic, probabil, dar cu experiența pe care o aveți, ce credeți? Renunța poate
fi mai mult decât o vice-campionă de zonă? Eu, prin modul meu de gândire, nu mă gândesc decât la performanța maximă pe care o poate obține până atunci. Deci, noi ne batem pentru titlu. Deci, Lenuța, ai venit să te bați pentru titlu. Pentru asta ai venit la sală? Da. Și ce te-a îndemnat să vii la sală la Ulisi? De ce nu ai mers în altă parte? Păi, clubul Ulisi este singurul din oraș care participă la astfel de competiții. Și am înțeles că, și acum am convins că Florina Cuța este cel mai bun antrenor în domeniu. Cum îți vine mai ușor să lucrezi? Cu sau fără antrenor? Mai ușor să lucrez este cu antrenor. Cu antrenor pentru că am susținerea lui ca și simplu, ca și prezență. Mă motivează. Înțeleg că faci și alte lucruri în afară de sport. Adică ai familie, lucrezi ca să îți câștigi existența. Existența, da. Cum reușești să agonizezi diversele opțiuni de părți de ale existenței tale de fiecare zi? Pentru a ajunge acolo unde îți propui, în top. Într-un top nu doar sportiv, ci și al construcției tale fizice. Într-adevăr, am multe întrebuiințări, familie, copii, servici, iar sportul este un hobby. Primul pas pentru a reuși este, cum zicea și Florin, să-ți dorești. Și dacă îți dorești un lucru, se face timp pentru acel lucru. Și, într-adevăr, pentru performanță, trebuie mult mai mult timp și reușesc să fac și acest timp de care am nevoie. Și îmi îndeplinesc foarte bine și această meserie, să-i zic așa. Și cea de mamă, soție și mă ocup și de job. Dar cred că n-ar trebui să-ți vină foarte greu, pentru că ești cumva inițiat în domeniu. Ești absolventă a unei facultăți de kinetoterapie, da? Educație fizică, sport și sănătate pe kinetoterapie, da. Bun. Și știi cam care erau rigorile, știai dinainte cam care sunt rigorile unei asemenea discipline și ce presupune drumul spre performanță? Într-adevăr, la toate cunoștințele pe care le-am acumulat m-au ajutat mult să fac ceea ce trebuie în domeniu, să privesc dintr-un alt punct de vedere mișcarea și beneficiile ei, însă performanța am învățat-o doar aici la clubul Ulise. Până a veni aici, mișcarea și tot programul pe care mi-l făceam în sport erau pur și simplu de o bună întreținere a organismului, de un echilibru bun și mi-am dorit mai mult decât atât. Am avut un, să zic așa, un scop. Și atunci când ai un scop, îți este mult mai ușor să te ții de treabă. Și scopul a fost acela de a merge la o competiție, ceea ce mi-am dorit de ceva vreme. Și am reușit, m-am ținut de el și am reușit. Se vede că ai reușit odată, pentru că în urmă cu puțin timp la Ploiești ai reușit să obții locul al doilea la zonă și să ai perspectiva de a câștiga o
un loc important, dacă nu chiar primul loc la campionatul național, ceea ce noi îți dorim. Vreau să te întreb, sportivii au un regim de muncă și un regim de alimentație, în funcție de categoria de sport pe care o fac. La culturism și fitness, ce înseamnă acest regim de muncă și de alimentație? De muncă am înțeles cam cum e, am și văzut. Regimul de alimentație, cât de strict e și cât de dificil este de dus la cap? Da, regimul este destul de strict. Trebuie acordată multă atenție și mult timp alimentației. Trebuie alese cele mai sănătoase, mă rog, pe care le mai găsim astăzi în comerț. Cele mai sănătoase alimente și cele mai simple, combinațiile cele mai simple. Trebuie respectat numărul de mese pe zi și ora la care se ia masa. În fitness și culturism chiar este foarte important și gramajul fiecarei mese pe care o luăm. Așa cum arată sportiva Danuța Taban, înseamnă că a reușit să găsească și modul de alimentație și gramajul și orarul și să devină o persoană armonios construită. Practic, numărul de mese ne-l spune antrenorul și ceea ce anume să mâncăm. În schimb, ceea ce ține de organismul nostru, suntem singurii care putem, aproape singurii, care putem observa cum anume funcționează timpul digestiei fiecarei mese, refacerea. Sportivul cumva ar trebui să simtă singur cum se comportă organismul. Bineînțeles, cu indicațiile antrenorului, însă aici este o muncă în echipă și rezultatele sunt pe măsură. Mulțumesc, domnule profesor, vă doresc dumneavoastră, Denuțe, echipei noastre, să aveți la viitoarele competiții, proxima fiind înțelegea de toamnă, cel puțin rezultate la nivelul celor pe care le-ați avut. Mulțumesc și dumneavoastră și interesului spectatorilor și telespectatorilor de a observa modele feminine care fac performanță și vreau să vă spun că în sportul acesta al nostru sunt categorii și peste 60 de ani și peste 50 de ani și peste 40 de ani. Deci vă invit alături de noi să faceți performanță, în orice clipă sunteți pregătit. Pentru că în spiritual se spune că atunci când elevul este pregătit, apare și învățătorul.